Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina a găzduit astăzi o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă. Zeci de angajatori din tot județul și-au prezentat oferta de joburi vacante. Sunt în bursă 43 de angajatori, 30 la Slatina și 13 la Caracal. Numărul de locuri comunicat este de 509. Pentru persoanele peste 45 de ani, firmele angajatoare vor primi subvenții în sumă de 2250 de lei dacă îndeplinesc condițiile legale. La eveniment au participat și reprezentanții autorităților locale și județene. Cred că cetățenii își doresc un salariu mai bun și un loc de muncă mai facil, dacă aș putea să spun, dar eu cred că dacă dorim să muncim, avem unde să muncim în județul nostru. Joburile oferite de angajatori acoperă o gamă variată de domenii de activitate. Există dorință din câte ați văzut dumneavoastră? Da, am avut câteva persoane care și-au depus CV-ul și urmează ca în următoarea perioadă să îi contactăm pentru un interviu. Până în momentul acesta ne-au vizitat deja persoane interesate de locuri de muncă, atât pe plan local, dar și pentru străinătate. Avem doritori, în special în zona de producție. În rândul celor care au venit la bursă pentru a-și găsi un job mai bine plătit, s-au aflat multe persoane cu vârsta peste 45 de ani. Sunt în șomaj și să vedem unde mai găsesc. În ce domeniu ați mai lucrat? Am lucrat la un hotel. Un loc care să fie mai plătit mai bine, vă dați seama că nu. Că în croitorie, în zoada, se plătește foarte prost. De asemenea, locuri de muncă sunt și pentru tinerii care doresc să urmeze o carieră militară. Angajăm ofițeri, maiștri militari și subofițeri și categoria de soldat gradat profesionist. Ca și noutate pentru cei care doresc să opteze pentru maiștri militari și subofițeri, anul acesta nu se mai susține admitere. Admiterea se face în funcție de media de la BAC. Bineînțeles, dacă trec de probele de selecție, adică sport, psihologic și fișa medicală. Potrivit reprezentanților AJOFM Olt, la Bursa Locurilor de Muncă de astăzi de la Slatina și Caracal, din cele 705 persoane participante, 256 au fost selectate pentru interviu sau proba de lucru.